Primul lift, care va funcționa în incinta Spitalului Vechi din municipiul Rădăuți, a fost inaugurat vineri, 13 ianuarie. Deși nu pare un lucru măreț, acest lift este foarte important atât pentru pacienții care ajung să fie internați la acest spital, dar și pentru medicii care până astăzi făceau eforturi foarte mari pentru a căra pacienții aflați în imposibilitatea de a se deplasa.